și fără vorbe. Știi? Nu, hai să facem baie. Fără vorbe. Numai așa, numai interjecții. Vrei să mă las să crăm de foame? Uite, iar la apucat. Nu ți-am spus? Începe să-mi fie milă de el. Când am făcut teatru, nu știam de ce fac teatru sau de ce vreau să fac actorie, de ce vreau să fac film. Probabil că... Nu cred că era mirajul acela obișnuit care te atrage. Probabil că era ceva instinctual, așa, nebulos, care mă împingea spre treaba asta. În orice caz, când am vrut să fac film, de pildă regie de film, n-am știut de ce vreau să fac regie de film. Am simțit probabil că am ceva aptitudini. Deși încep să cred din ce în ce mai puțin în rolul, aptitudinii. Așa, un moment, Mariela, las-o pe ea. Adică... Da. Bine, dacă e așa. Adică, constată întâi și formă intiști tu în joc. Aderă. Eu de fiindă O să-ți revină boala și o să te pensioneze, va trebui să plătesc eu toate datoriile. Sunt sănătos tu. Iată ceva nou. Doar din când în când ușoare amețeli. Sunt niște splendide sincope, cu pierdere totală de conștiință, dragul meu. Mai trăiesc încă 20 de ani. Aș. N-am voie să fiu model decât față de mine ca să mă depășesc. Crezi că Neghiobe o să te îndrăgească pentru că ai dat în vileag? Crezi că niște ramoliți de politicieni îi pot iubi pe tinerii care fac cariera și vin să le ia locurile de frunte? Poate crezi că unui arhiepiscop îi face plăcere să se vadă înlocuit de la propriul său altar? Fie chiar și de o sfântă. Lina. Tu ești cel mai bun dintre toți oamenii de pe aici. Pun rămășac că maică ta se trăgea de la țară. După ce ai luat Parisul, am să mă întorc la mine în sat. Nu sunt atât de sigur că ai noștri ori să te lase să iei Parisul. Ce spui? Nu umblau cu ascunzișuri. Geram eu Parisul până acum. Dar sunt unii care cred că ar vrea mai degrabă ca Parisul să pună mâna pe tine. Există o consecvență în ceea ce am făcut și uitându-mă înapoi mi-am dat seama că această consecvență se creează prin faptul că majoritatea pieselor, a operelor, a romanelor care au fost transpuse în film de către mine se ocupă de aceeași problemă, de responsabilitatea umanității față de om. Sigur că omul are o responsabilitate față de umanitate. Aici e un fel de paradox, se întoarce problema, un fel de oglindă. Pus așa în față. Da, cu partea reflectantă pe ambele părți. Omul vis-a-vis de societate, societatea vis-a-vis de om. Și dacă îndrăznința mea merge față de își găsește loc față de greșelile omului, determinat de atâtea și atâtea factori individuali, geografici, istorici, glandulari, sau mai știu eu cum să-i numesc eu. Kitty, dar Tom e el însuși un copil. Kitty, o să fiți foarte fericiți împreună. Vrea să te ia cu el, să faceți călătorii. Kitty! Tom e bun pentru tine. Și tu ești bună pentru Tom. Vrei să mă întorc acolo să-l aștept? O idee bună. Aplauzele sunt un gest foarte ridicol. Un om serios care bate din palme.
V-ați gândit vreodată ce ridicol e gestul ăsta?